SCM-ul Craiova a trecut în runda inaugurală din Liga Florilor de formația din Mioveni, a remizat acasă cu Brăila și a câștigat în deplasare la Bistrița cu 30-28. Urmează însă un derby de foc împotriva formației SCM Râmnicu Vâlcea, care a demonstrat până acum, în acest sezon, că nu știe să piardă. Craiovencele pot dovedi însă că rezultatele bune nu au fost întâmplătoare în acest debut de sezon. Acum a sosit clipa, a sosit momentul să jucăm jocuri tari, jocuri importante. Datorită rezultatelor bune pe care le-a avut echipa până în momentul de față, două victorii și un egal, vom juca la Craiova contra echipei SCM Râmnicu Vâlcea, o echipă la fel care are ca obiectiv participarea în cupele europene pentru sezonul 2024. Noi ne dorim să câștigăm acest joc, dacă vom putea să-l câștigăm. I think it will be a very tough game, very hard game against one team. Cred că va fi un meci foarte greu împotriva unei formații care sunt o formă foarte bună, așa cum suntem și noi, însă noi muncim foarte mult pentru a câștiga cele trei puncte în jocul de sâmbătă și să arătăm o față bună în fața suporterilor noștri. În ultimul duel direct disputat tot în Polivalenta din Bănie, gruparea vâlceană a fost învinsă cu 30-28 de SCM-ul Craiova.